în lume atât de mult a plăcut lui Dumnezeu, încât s-a învrednicit cu darul facerii de minuni, căci vindeca tot felul de boli, din cele cu anevoie de vindecat și izgonea duhurile rele din oameni cu cuvântul. Sfântul ierarh Spiridon se ridică din racla sa pentru a-i ajuta pe oamenii care îl cheamă prin rugăciune, cu credință și dragoste. Pentru că aleargă prin toată lumea să îi ajute pe credincioșii aflați în necazuri, Sfântul își tocește periodic încălțămintea, care este făcută din mătase.